Ne uităm la televizor, pentru că așa cum v-am spus toamna aceasta, pe lângă show-urile care ne-au ținut cu sufletul la gură și în anii trecuți, vom avea parte și de alte premiere interesante. Un exemplu este emisiunea Căsătoriți pe Nevăzute, despre care ne dă mai multe detalii Victor Toriani, unul dintre specialiștii care îi cuplează pe concurenți. Ia să vedem! Bună dimineața! Uite cum îl așteptăm cu sufletul la gură! Salutare, domnule! Bine ai venit! Salut! Te invităm pe canapea. Mulțumesc. Noi n-avem încă voie acolo, dar începem de aici și ne câștigăm încet. Trebuie să vă câștigați dreptul ăsta. Da. Muncim. Așa. Da. Bună, Bună Victor! Bună, mă bucur să te cunosc. Și mă bucur. Salut toată audiența cu ocazia asta și mă bucur să fiu alături de voi în dimineața asta. Și noi suntem foarte fericiți să te avem pe canapeluța noastră roșie. Vreau să te întreb, care este rolul tău în emisiune? Rolul meu în emisiune a fost de psihoterapeut și psiholog clinician. Și am aplicat împreună cu colegii mei teste pentru a crea un profil, un profil psihologic prin care să facem compatibilitățile între concurenți. Când spui teste, la ce te referi? Adică în ce constau aceste teste? Testele pe care eu le-am aplicat mai mult au fost teste legate mai mult de personalitate, apoi am mers pe parte de inteligență cognitivă, IQ-ul, dar și parte de inteligență emoțională. Pentru că e foarte important ca coroborarea între cele două, între inteligența emoțională și cea cognitivă, să poată să creeze un profil compatibil între două tipologii umane care pot fi oarecum diferite și nu pot fi compatibile uneori. După aceea am mai mers pe teste legate de... chiar am aplicat și o scală de screening psihiatric, pentru că am vrut să avem în vedere și riscuri din punct de vedere patologic, să le luăm în calcul, și stiluri de comportament. Dar cum se aplică în emisiune aceste rezultate ale testelor? Eu mi-am aplicat pătrățica mea. Adică e pur și simplu așa, el cred că ar merge cu ea? Sau cum? Eu am făcut, deci noi toți, după ce fiecare am aplicat testele fiecăruia, ne-am întâlnit, am pus cap la cap toate aceste teste și împreună și cu colegul nostru genetician, Mircea, am încercat să facem aceste compatibilități. Practic, din 1000 de oameni cât s-au înscris, aproximativ cam așa, 40 au ajuns doar la noi, nu n-am evaluat atât de mulți, iar din 40 au rămas 5 cupluri. Bogdan, voi să întreb ceva. Am o curiozitate. Victor, patru specialiști în emisiunea asta, da? Patru, da. Ai zis mai devreme că voi ați luat analiza fiecăruia și v-ați întâlnit și ați concluzionat. Dar analizele sau rezultatele fiecăruia cumva s-au potrivit? Adică ați avut puncte comune, concluzii comune? Da, da, da. Sau a fost totul cap în cap? Asta a fost chiar o surpriză, că practic rezultatele pe care Mircea, ca genetician, le-a avut, s-au pupat foarte bine cu rezultatele noastre pe psihologie. Chiar a fost o surpriză pentru noi psihologii implicați și pentru el, practic, să vedem că, de fapt, sunt foarte multe similitudini. Exact. Pentru noi emisiunea asta e, adică, cel puțin pentru mine, e așa, un super experiment și abia aștept să văd dacă lucrurile chiar funcționează și vreau să întreb pe cei care ne privesc dacă ei consideră că poate funcționa o căsătorie pe nevăzute. Eu îmi imaginez că oamenii ăștia, serios acum. Și vreau să mai completez ceva. Ce consideră ei că e cel mai important într-o relație, într-o căsnicie? Adică care sunt ingredientele care ar trebui să potrivească? Și aceeași întrebare aș vrea să ți-o adresez și ție. Ca să răspund primei întrebări, o să vedem dacă la români funcționează căsătoria pe nevăzute. O să-i las pe telespectatori să descopere. Ea a funcționat în 24 de țări unde a fost difuzată și este difuzată această emisiune. Este o premieră în România. Și mai mult decât atât, sunt foarte multe cupluri care au rămas împreună și copii care sunt născuți din aceste căsnicii. Dar nu știu, deci, dacă ai putea să ne spui ceva de genul, nu știu, o personalitate colerică se potrivește cu o personalitate la fel sau nu? Adică să ne spui cam cum ar trebui să ne potrivim, după ce? Există mai multe criterii acum, bineînțeles, în momentul când surprinzi aspectul unei personalități, da? Sunt aspecte legate de temperament, sunt aspecte legate de comportament, sunt aspecte legate de caracter. Păi toate să vedem pe Adela. Spune Adela cum e și să vedem dacă se potrivește. Să vedem. Să spun eu cum sunt? Păi să-i aplic eventual niște teste. N-am știut, trebuia să vin cu... Atât a fost Mulderul de teste, săracii concurenți erau... Așa, câteva, nu știu, ce trebuiau? Era o discuție liberă sau trebuiau să răspundă niște întrebări? Testele au fost...
înscris prin hârtie creion, le numim noi în specialitatea noastră în psihologie, urmând apoi au fost interviuri, adică au fost și interviuri, o discuție liberă. Da, da, prin care să descoperim și aspecte legate de ce își doresc ei, ce îi atrage pe ei, pentru că fiecare om, psihologia este o știință care surprinde, da, anumite structuri umane și cataloghează. Avem tipuri de personalitate, avem diferite structuri emoționale, comportamentale, însă întotdeauna trebuie să vorbim despre om ca atare. Nu poți să generalizezi un om. De asta există în psihologie, o numim noi supra-generalizare. Să spunem, de exemplu, toate femeile sunt așa, toți bărbații sunt așa, toți corporatiștii sunt așa, toți psihologii. Nu e adevărat. Sunt femei printre femei, bărbați printre bărbați, corporatiști printre corporatiști, psihologi printre psihologi. Deci trebuie să luăm omul individual. De asta, după teste, noi ne-am dus foarte mult către oameni și către concurenți și am discutat punctual ce preferă. Care sunt lucrurile de care sunt atrași? Ce lucruri nu vor? Care sunt temerile lor legate de ce ar putea întâlni? Cea mai des întâlnită teamă a fost să nu existe chimia. Apropo de asta, se spune că iubirea este un proces chimic. Este. Care este chimia iubirii? Este și am să vă spun foarte pe scurt, că nu ne permite timpul. Recomand chiar telespectatorilor cartea Anatomia iubirii, scrisă de Helen Fisher. Ea a făcut un studiu, este antropolog, și a făcut un studiu inclusiv pe tot ce înseamnă neurochimia asta a iubirii. Și a tradus cumva în urma studiilor în trei categorii, ne-a băgat. Prima dată e dorința. Dorința înseamnă un fel de sunt interesat de celălalt, da? Și mă duc către persoana aia. Ei, aici apare testosteronul și estrogenul. Pasul 2 este interesul. După dorința asta apare atracția, o numește ea. Atracția asta are legătură, vreau să rămân cu persoana asta și este ceea ce numim noi îndrăgosteala. Și aici e flama. Aici ne flambăm și aici începem să vrem să stăm cu persoana respectivă și aici apare dopamina, care este un hormon motivator, apare adrenalina, care ne bagă în priză, apare serotonina, care poate varia ca intervale și de aici apar primele stări de tristețe, că știți că scăderea serotoninei dă o stare de tristețe uneori, și mai avem și celebra feniletilamină, care intră în categoria amfetaminelor, care ne dă sevraj în lipsa persoanei respective. Pix asta a trăit Bogdan atunci când și-a cumpărat mașina. Când și-a luat mașina nouă, atunci el avea toată seria asta de chimicale de care ai vorbit tu, era în el și când nu era în mașină, avea sevraj. Așa. El voia să fie acolo. Așa, glumă, dar sunt curioasă cum se manifestă sevrajul în lipsa persoanei iubite. Știți că a fost, haideți să spun și ultima etapă, care este angajamentul, în care ea vorbește despre alte două biochimicale, oxitocina, care ne dă încrederea și apropiere, un hormon de încredere și apropiere, și vasopresina, care are legătură cu comportamentele monogame. Adică nu mai vrem persoana vrem respectivă. Doar persoane. Și dar acum dacă ajungi în punctul în care nu mai vrei să stai cu cineva, eliberezi toxitocină? Sau cum se numește? Nu. Asta n-am auzit-o, e posibil să o descoperim și pe asta. Cine știe acum, că știți, vedeți? Da. Am o curiositate, dați-mi și mie voie. Victor, am 100 de întrebări pentru tine, dar mă limitez la asta. Înțeleg că în cadrul show-ului Căsătoriți pe Nevăzute, oamenii, fără să se cunoască, se căsătoresc și au, cum ar veni, o perioadă de o lună de probă. Exact. Să vadă dacă chiar exact. Poate exista căsătoria. După ce deja s-au cuplat, cum ar veni. Dacă după ce au fost o problemă, tu le oferi asistență, consultanță în perioada asta? Asta o să facem. Formatul emisiunii este testăm oamenii, creăm compatibilitățile, oamenii se întâlnesc prima dată la nuntă, vor petrece un timp împreună, o lună de zile în care noi îi secondăm, îi asistăm, îi consiliem ca ei să-și ofere timp, încredere, să descopere unul altul ceea ce noi am văzut în teste. Mm-hmm. Iar după perioada asta, oamenii se separă, se simtă, să vedem dacă își duc dorul, iar la final ei trebuie să ne dea nouă o decizie, dacă au rămas sau nu. E foarte interesant. Dar fii atent! Uite, mie mi se pare că atunci când îți alegi o casă, pentru fiecare e important un aspect, mai important Corect. Un aspect. Pentru unii poziția, pentru Corect. Alții să fie veche, să nu fie veche, pentru alții vecini și așa mai departe. Corect. Din cele 5 teste pe care voi le faceți, da. Care este cel decisiv?
Adică, unul, dacă nu funcționează, ăștia n-au cum să meargă mai departe împreună, chiar dacă celelalte patru funcționează și sunt compatibile. Două aspecte surprindem. Au fost mult mai multe teste. Noi suntem patru specialiști care am aplicat multe teste. Nu au fost doar cinci, foarte multe teste. Ce am surprins din ce foarte spectru, mult. Să spunem? Da, asta spuneam. Personalitate, da, tot ce înseamnă spectru comportamental, IQ, inteligență emoțională și inteligență cognitivă, IQ-ul ăsta, plus anumite aspecte în care să sesizăm dacă există vreo patologie. Dar ce surprindem ca în orice relație de cuplu, se surprinde partea de chimie prin care îi întrebam ce îi atrage la un potențial partener și partea de compatibilitate de la. Astea două sunt foarte importante pentru că voi știți că practic pot fi iubiri care încep din chimie, din îndrăgosteală, dar sunt și iubiri care încep din prietenii. Adică am atât de multă compatibilitate, vorbim atât de mult, încât începe să simțim o atracție unul față de celălalt. E, balansul ăsta între chimie și compatibilitate l-am avut foarte mult în vedere toți. Și eu, și Oana, și Taher, și bineînțeles Mircea pe partea genetică. Compatibilitatea sexuală cât de importantă este? Compatibilitatea sexuală apare, vectorul sexual apare exact în partea asta a doua a, a etapelor, da? Această atracție. E, compatibilitatea sexuală este importantă pentru că ea vine pe partea de chimie, da? Însă este important să nu rămână și deci, oricum, știm că îndrăgosteala nu durează mai mult de, specialiștii spun, un an jumate, trei. Un an jumate, trei. Și atunci este bine să se mute de pe... Știți de ce? S-au făcut niște studii. La un moment dat s-au făcut niște congrese și a vrut să fie catalogată îndrăgosteala într-un spectru patologic, pentru că omul în îndrăgosteală nu mai dă randament profesional, are comportament bizar social, are disosomnii, probleme bizar cu somnul. Bizar social? Se vede pe tine. Și lăsați-l săracul, că e îndrăgostit. Adică da, nu și e. au venit o altă parte din congresul respectiv și au spus, domnule, nu avem cum să încadrăm, pentru că imaginați-vă că dacă băgăm asta într-un context patologic, toți trecem sunt prin bolnavi, ea. Deci măcar toți o dată, toți ne-am îndrăgostit măcar o dată în viață. Trebuie să inventăm teste rapide, știi? Și atunci, când nu recunoaște cineva, bă, tu ești îndrăgostit. Deci nu este important. Pune limba pe ăsta aici. Că nu te cred. Mulțumim foarte mult. Da, în concluzie, deci este importantă sexualitatea, dar este importantă și compatibilitatea. Pentru că sexualitatea, într-un interval de timp, scade. Mulțumesc mult pentru invitație și eu.